prima dată am venit pentru că la ultimul protest n-am fost în oraș și n-am apucat să vin, nu știam ce se întâmplă. Și m-am gândit că ăsta e momentul. Am văzut acel clip care a circulat pe net cu doamna Sanda Lungu și am fost foarte ultrageat de ceea ce se întâmplă la Roșia Montană, chiar că se întâmplă de peste 14 ani. Dar dintr-o dată am simțit că a devenit o chestie personală. Și am venit aici în piață să efectiv să văd ce se întâmplă, să nu eram sigur că pot să fac eu personal ceva, pentru simplu fapt că adică cine sunt eu? Sunt o singură persoană, nici nu știu să fac ceva anume și dacă ar fi să mă iau la trântă cu jandarmii, nu aș putea să fac chestia asta. Și așa că în prima seară am venit fără cameră, fără nimic, am venit doar că să fac act de prezență. Dar în același timp am văzut ce s-a întâmplat și am postat de pe telefon text și video și film și răspunsul a fost fenomenal, pentru că presa nu a transmis niciun fel, adică a durat o săptămână să transmită orice. Și în același timp mă tot întâlneam cu o groază de prieteni pe stradă, prieteni, amici, oameni care pe atunci nu știam, acum mi-au devenit prieteni. Și atunci, în seara aia, am avut fără cameră. Știind cu ce mă ocup, efectiv m-au certat. Mi-au zis, dar tu de ce nu aduci camera? De ce nu faci chestia asta? Pentru că asta știi să faci, asta ajută. Au fost vreo câteva milioane. Asta ajută și asta e rolul tău aici. Adică ok, tu nu vrei să te bați cu jandarmii sau nu poți sau nu vrei să faci chestia asta. Fă chestia asta, documentează, arată oamenilor. Și în același timp ziua următoare eram încă într-un oarecare șoc. Am scris puțin despre experiența mea aici, asta e tot ce am putut să fac, să scriu. Și acel post, cu o singură poză din seara precedentă, a plecat fenomenal de tare. A avut peste 1000 de share-uri, 1000 de like-uri și în același timp mă uitam în presă și nu era absolut nimic, nicio mențiune. Mi s-a părut fantastic. Adică mă gândeam în ce țară am trăit până acum, în ce țară trăiesc, ce se întâmplă. Și am venit apoi în fiecare seară, în fiecare seară, primele două săptămâni și dintr-o dată am devenit ca o mare familie și a devenit datoria mea să arăt ce se întâmplă aici foarte obiectiv. Și de asta sunt aici alături de prieteni și de familie.